Cei mușcați de căpușe și-au dat seama că au fost victimele insectelor abia în momentul în care s-au întors acasă de la pădure. Zilnic, la camerele de gardă ale Spitalului Municipal din Râmnicu-Sărat, s-au prezentat câte 5 persoane care acuzau mușcături de căpușe. Numărul acestora este mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Surprinzător, au crescut foarte mult prezentările înțepăturilor cu căpușe pe camera de gardă chirurgie. Zilnic sunt câte 3, 4, 5 prezentări de pacienți de toate vârstele și din absolut toate zonele din jurul orașului. Este chiar o abundență de prezentări cu astfel de situații. Mușcătura de căpușă este foarte periculoasă dacă nu este tratată corespunzător. Din acest motiv, medicii le recomandă oamenilor să se prezinte de urgență la spital după ce sunt mușcați de aceste insecte. Cadrele medicale vor extrage căpușa, apoi le vor administra tratament cu antibiotice și antiinflamatoare. Să aibă haine adecvate, pentru că și căpușele pătrund prin locuri descoperite și expuse, și în momentul în care observă căpușa, este bine să se prezinte la medicul specialist pe camera de gardă chirurgie. Pacienții sunt sfătuiți ca în următoarele 23 de zile după ce au fost mușcați de căpușe să urmărească dacă apar unele simptome specifice bolii Lyme. Aceasta afectează pielea, sistemul nervos, dar și organele interne. Pe lângă reacția la nivelul pielii, persoana infectată resimte oboseală, dureri de cap și dureri musculare.